Bună dimineața, dragilor! Am realizat acum, nu știu cât o să vă placă sau nu, așa m-a trecut mie prin cap, un mic colaj video din, zic eu, din cele mai frumoase ieșiri și aventuri ale mele, așa cât un picuț, nu din toate, din câteva din ele. Bineînțeles, nu-i ceva la care să țineți cont de calitatea video. Cu GoPro am filmat de pe telefon, deci vă dați seama ce transfer de... Dar nu asta contează. Deci pentru mine amintirea e așa, în câteva minute, vedeți aproape de la începutul canalului, nu chiar de la primul clip, dar și până la ultimul care l-am pus. Da. Dați-vă cu părerea, dacă o să vă placă și o să am ceva apreciere, o să mai fac, dacă nu, încercare nereușite. Vă mulțumesc! Pădure minunată în data din 1 noiembrie. Știți de ce e frumoasă natura? Prima masă de seară că să mai fie. Locul de dormit e pregătit. Avem ieșire și pe parte și pe alta. E camere cu două ieșiri. Așa. Focul e bun. Ursul îi punem să... Mâncăm ceva și o să ne culcăm mai repede în seara asta. Locul de dormit e pregătit. Nisări. Da? Poftă bună. Căsuța e gata, ciorba e gata, poate ceva mici aranjamente dacă mai fac. Cu... Aici am legat prelata de un pom, cât de cât un pic să nu ne ploaie. Aici sunt picioarele lui Sergiu, da? Sunt dins un pic să... Așa. Și n-am mai filmat, dar cafea e pusă peste zahăr ars. E cafea din șosetă cu zahăr caramel. Ai băut? Hei, beton, faceți bani. Uite, pe acolo urcă în sus. Ha, și ora 8 și am plecat de unde am dormit. E ziua 4-a, ziua în care
În mod normal și după calculele noastre ar trebui să ajungem acasă. Nu, dacă n-ai fărinit, să trecem pe aici. Nu, s-a dus în ziua a doua. Survivor, acum să te văd ce survivor ești. Uitați-vă, odată înainte de a pleca locul unde am dormit. Hai, cât suntem aici, să vă mai spun un secret. Știți de ce e bine să vă puneți, bine în relații bune cu satele părăsite? Pentru că dacă intervine ceva și de urgență, trebuie să fugi de acasă, trebuie să ieși de la oraș, din bloc și să dispari în natură, e mult, mult, mult mai ușor să te descurci pentru început într-un sat părăsit. Și dacă nu-i casa atât de sigură, pentru că, hai să vă arăt ceva, nu intrați oricum într-o casă părăsită. Trebuie să fie aici. Pare m-am rătăcit. Cred că m-am rătăcit în rai. Și pot să zic prima masă serioasă pe ziua de azi. O clotie de vânt, parapet natural.